Primele două clasate ale Ligii a patra se vor ciocni sâmbătă la Dânceu în cel mai așteptat meci al sezonului. Recolta Dânceu și Ase turnul Severin este capul de afiș al rundei a 15-a, care poate lămuri în mare măsură numele campioanei de la Mehedinți. Antrenorul portughez Hugo Mutinio e conștient de forța adversarilor care au victorii pe linie, dar spune că echipa sa își va vinde scump pielea în fieful dâncenilor, acolo unde este un record de invincibilitate incredibil. Nu s-a mai pierdut acasă un meci din toamna anului 2018. Noi mergem cu același obiectiv care avem în fiecare meci. Să câștigăm. Știm că e cel mai greu meci pentru că jucăm cu echipă care care pe locul unu cu merit. Dar totuși jucăm șansa noastră. Mi se pare că e derbiul Liga 4 și cu gânduri bune mergem acolo să câștigăm meciul pentru că nu-mi place și nu o să cer niciodată la copii să jucăm pentru egal sau ceva. La mine există un singur rezultat e victorie. Se poate relansa campionatul dacă veți reuși să învingeți? Suntem la 8 puncte. Dacă strângem, la, dacă câștigăm noi meciul, rămâne la 5, diferența nu mai e așa de mare. E greu, e foarte greu, pentru că e o echipă care joacă de mult timp împreună și noi drumul nostru abia a început, dar o să tragem de noi să, să fim mai buni ca ieri. Proiectul început în toamnă la ASE Turnu Severin urmărește readucerea fotbalului severinean în prim-plan după aproape un deceniu în care a fost inexistent și în mod logic a intrat în anonimat. Dacă în actuala ediție de campionat se urmărește în special formarea lotului cu tineri, din campionatul următor promovarea e obligatorie. Noi am adus niște copii, vrem maxim 2-3 ani să facem o echipă puternică să să ne batem și în Liga 3. Cum am zis, abia a început drumul nostru și o să facem tot ce putem și puterile noastre să facem iarăși o echipă din Liga 2, Liga 3 în Severin. Vrei să readuci și această rălucire la Severin, cum era Fece Drobeta, când ne evoluai și tu? 100% sunt, au fost vremele frumoase, mi-e dor de să simt stadion ce atmosferă era. O să încercăm noi să o facem cu copii din Severin, că e important pentru noi. În afară de derbiul din weekend de la Dânceu, în campionat se mai joacă pe alte 5 stadioane după următorul program. Debut cu dreptul în primul turneu oficial al anului pentru echipa de handbal masculin junior 4 ACSS Drobeta. Echipa de micuți handbaliști pregătită de fostul divizionar Ionuț Ro a înregistrat două victorii clare la turneul de zonă desfășurat în urmă cu câteva zile în Gorj. Severinenii s-au impus cu scorul de 31 la 10 în meciul cu CSS Craiova și scorul de 30 la 23 cu ACS Corabia în prima etapă a turneului de zonă de la Târgu Jiu. Din seria în care a fost repartizată CSS Drobeta mai fac parte CSM Târgujiu, LPS Târgujiu, ACS Danubius Corabia și CSS Craiova. În perioada următoare vor urma și alte dueluri între micuții handbaliști din zona noastră pentru a vedea la final care avansează în faza următoare a competiției.